O nouă amânare în cazul Tăricianu. Comisia Juridică a Senatului mai ține blocată o săptămână cererea DNA de ridicarea imunității liderului ALDE. În acest interval, colegii mei vor studia notele trimise în apărare de domnul Tăricianu. Practic, dezbaterea pe fondul o vom face săptămâna viitoare în funcție de ceea ce va decide biroul permanent cu privire la modalitatea în care. Senatorii, nemembri, cum se vor putea studia acest dosar. Marțea trecută, senatorii, juriști au amânat până azi verdictul în privința solicitării DNA, iar acum au apelat la o nouă reprogramare, pe motiv că nu au reușit să citească toată documentația. Asta în condițiile în care faptele de corupție de care este acuzat Călim Popescu Tăricianu se vor prescrie la finalul anului dacă nu va începe urmărirea penală. Direcția Națională Anticorupție a cerut în noiembrie ridicarea imunității președintelui Senatului. Procurorii DNA susțin că Tăricianu ar fi primit în perioada. La 2007-2008, când era premier, foloase materiale de aproximativ 800.000 de dolari de la o companie austriacă.